Să trăiți, suntem la confecționare de țânțar artificial. Uite, am făcut corpul. Patru rotire aici. Acum acesta nu ne mai trebuie. Continuăm. Prindem bine materialele să nu scape. Ca apoi ne facem de rest. Punem ultrafleșul. E ca să vedeți o șmecherie. Îi prindem capătul acesta. Să-i facem două antenuțe și lui, da? La țânțarul ăsta. O prindem, vedeți în poziția asta? Se va șuca aia. Și i-am făcut două antenuțe, da? Strălucitoare. Acum am zis că îi facem și aripioare la țânțarul ăsta, dar să le facem roșii, așa că la oblete îi place. Un fuldeș din gâtul de cocoș colorat. Vede? Așa, și mai avem o piesă care prindem noi pe aici. Nu avem clema. Da, avem clema mare. Clema aici. Asta era clema de care nu trebuie. Nu scrise mici. Ia uite. Vine și îl dăm gata așa. Două ori. Prindem. Așa cu puțin. Dacă s-a rupt, îi dăm prin el așa, să prindem bine furtul. Cu a fost în ceartă clienți. Vom face nodul final. Hai că după asta fac eu al model de măscă. Bine? 3, 4, 5, 6. Se scoate firul. Nu are o chef. E bun asta că o să lucrez peste fir. Și firul de lața de montaj se trage pe dedesubt. Prietenul Florin Ghimijlu m-a învățat chestia asta. Și a ieșit țânțarul. Asta e țânțarul. Eu acum o să iau eu un... Nu mai am nimic. Uite, am aici o scobitoare. Acolo îi punem soluție de fixare. For fly to ink. Și venim și aplicăm. Peste ața de montaj ca să facă priză bună. Am dat la biban cu una nelipită și s-au desfăcut. Deci nu ține. Acesta e țânțarul cu... Uite, și asta e muscă prinzătoare, să vedem. Le-am folosit pe la budes. Cu portocaliu și cu negru. Foarte prinzătoare. Vedeți? Dar aici trebuie mai mare. Aveți și oblez mari sunt acum. Cam așa aici. Sunt țărelul nostru. Și gata, acum se vede bine. Acum, uite, să fac eu modelul ăla cu portocaliu. Ce mai le mai plac astea cu... Culoarea asta de oaie. Rozul ăsta e atât de bine. Uite, facem o codiță. Acum facem alt model. Facem și noi patru, diferit așa. Nu știu noi ce îi place lui. E posibil să-i placă toate, îi plăceau toate. Frumos de fantezie. Ne ajutăm tot de ultra fresh. Am început să-l bagă în montaj la fiecare, aproape la fiecare muscă asta, că e foarte atractiv așa, da? Acum corpul pot să-l fac și din pațințarul. Dar folosim una de păun. În firma asta de pe un care strălucește și are culoarea albastru-violet, care cunoaște băiatul.
Cum ți se pare, Mihai? Vrei să legi muștri? Greu la început. Greu la început, da? Mai întâi să învățăm să prindem cu ele și după aia le și facem. Le faci cu răbdare, la gura sobii, cum zicea cineva, băieții de la Aero. Uite, face corpul de... musculit, vei? Vii prin, vii și prin respire, vei? Coața, pentru siguranță, da? Acum să nu fugă materialul, de asta am pus aici. Și vin peste ea, vezi ce frumos? Și prinde și materialul, deci nu se duce de vale. Mai sunt unele legături care leagă și se vaită când se duce materialul. Dacă nu îi pune fir de siguranță. Astea sunt secretele, ca să ai calitate și mai. Acum n-ar trebui să vorbim secrete, nu? Secretele de serviciu? Da, până la urmă tot la mână ajunge, că trebuie să le lucrezi. Ce crezi? Vă despui toate secretele. Nu există mașină pentru așa, tot mâna. Mâna-i sântă dacă ți-ai format-o. E piața destul de mare pentru... Îi punem, uite, un, niște aripioare violet. Facem musca, adevărat. Cam diferă față de cealaltă, nu? Da, da. Are altă alură asta. Vedem la care avem rezultate mai bune. Ce îi place și lui, vede? Dacă îi place ca mie, cum place mie să no, le, le e drag la pește. De 20 de ani de când mă joc cu ea mult. Sunt foarte încântați. Păi când am dat la prima partidă, nu ai văzut cum era? Nu făceam față cu Mihai aici. Dă-i 5 kg într-o oră jumate. Și cât ți-am mai ratat? Spectacol. Și asta este musculiță, nu? Dacă ai vedeat ce e acelea, acum... De ce fierbea pe acolo? Așa fierbea și atunci, că eu de-aia am zis. Eu de-aia am zis să intrăm. Uite, imediat să arătăm și musca. Să arătăm și musca. Ieșită. A, cu acelea ai dat? Vezi că la una ți s-a deschis... La dai. una a pierdut, au mai rămas patru. Au, ia de s-o linia, două la mine la menghine, să ți-l îndrept eu. Nu. Uite. Mai dă drumul la fi. Da. Păi, dar drumul la ăsta mai... Uite, s-a deschis cârligă aici. Și trebuie... Trebuie un moment din puțin. Au mai rămas patru. Să-l mai apropiem. Uite, e pe poziție acum. Da, da, domnul Gătălin. Gata, fost strâng, nu? Da, îți ordici. Păi ți-am îndreptat că era... Era deschis și... Mai era teu, știi? Poate să-l apropie. Ce-mi place mie, ce mi-ai făcut bine, asta. Ce? Plutitorul ăsta. Plutitorul? Ce-mi place, se lansează perfect. De ce e reușit? Deci îți place. Iar filmează plutitorul. Deci ăsta e reușit. Se lansează bine, nici departe, nici aproape și vine bine pe apă. Deci chiar nu-mi place cum ai făcut. E mulțumit, domnul Cătălin. De plutitorul acela. Hai să punem niște... soluție aici, frumos, să binecuvânteze Domnul. Și gata. Facem patria, da? Nu, nu merge. Aici, la uscat. Faci muscă uscată să prinzi pește. Așa, hai să le punem mai să nu le avem, le punem pe magnet. Vedeți, la asta ne ajută magnet. Nu avem probleme cu magnetul. Așa. Muscă, ai zis tu să le face. Am găsit un fir verde pe aici. Adică să facem tot montajul de la... Dar am... prin spate pe acolo. Să vedem dacă prindem o poziție mai...
Cristi te vezi după în spate, acolo e o cutiuță, cam patrat așa, cam așa, cubic, așa. Și are niște siringi în ea. Da, da. Și are niște siringi în ea. Ia vezi pe stânga pe acolo. Că vrem să facem toată linia de la până până. Oricum trebuie să-mi fac și eu, că astea sunt mici am eu. Care? Care cele de 18 pe care ți le-am arătat? Sunt micuțe, știi? Da, trebuie să dăm cu mai mari. Da. Asta, domnul Gabi? A, nu, e una mai pătrată. Și are siringi în ea. Mai curică, așa. Iar trebuie să fie pe acolo. E pe staune, nu cred, nu? Pe aici? Ai găsit acolo, nu? Păi vrem să... Deci acum îl facem cu corpul verde. Și cu păunul îi place foarte mult și cleanul e așa ceva, combinația asta. Mulțumesc. Ia uitați ce avem aici. Vreau să nu ia silicon. Bun, da. Garantate pe o zi, să ia să vedem. Trebuie să facut. Trebuie să-l atașeam. Trebuie să-l atașez. Pardon? Ce fug este să vedea? Dar trebuie să-i atașez, îl lasă la aici pentru mine. Mulțumim că ăsta de fiecare, dar să ajungem la bulbă. Să terminăm musculița. Că se mai recolește acum seara. Mai zice cineva, îți place să pescuiești la muscă? Da, îmi place să pescuiești la muscă. Și altceva ce lucrezi? Păi, asta lucrezi. Asta lucrezi. Zic, asta lucrezi. Musculiță. Mi-e drag așa, mi-e drag. Dar am fost la Regea și mi-au rupt plenii mari toate muștele. Sper să facem și aici secretul. Am mai prins eu câțiva mai mari cei, dar nu cu acel domn Chirșciu. M-a sunat un băiat de la București, că a văzut videoclipurile. Și s-a dus pe Dâmbovnic, plin la 700 de grame. Nu ai mașina ca cum vă arăți? Te las pe asta? De gram. Lasă mânghița jos. Ia o bandă. Mânghița mea. Azi îi dăm roz. Îmi dai bătută de la mine? Uite. Nu? Ce s-a vină după aia încă? Păi, nu, două, mă uitau cum o rup soarele ăsta. Nu mai pot. E foarte cald acum. Bine că ne-a dus umbrelă aici. Dânsul la ce de sau a venit doar să se uite? Vezi că ești? Musca, momentul la vinte. Iar când au fugit muștele. A venit vântul. Sunt pe magnet. Sunt pe magnet? Sunt pe magnet, numai le-a vânt. A dat ce e? Zic, musca, momentul la viitorului. Ce soluție? E un head cement pentru fly twin, pentru legat muște. Se întărește tare, nu? Da. Și uite, dacă a căzut pe material, nu, rămâne transparentă, translucid așa, pe material nu afectează nimic. Și pe alea cu ochi, dacă dai puțin cu acu, se sare imediat. Foarte bună.
Lipești cam 1500 de muște cu așa ceva. Oh, oh. 12 runi. Ai mult, la Lucian, da. Pe flytoin.ro. Îi facem și reclamă și lui Lucian. Îi facem și lui Lucian, că e prietenul nostru și el mai de materiale. Lucrează și pe partea cu fly fishing-ul, cu... E bine că e cineva, știi, care se ocupă. E. Și cu ăla și cu ăla, că la crap... Nu mai răbdare, vreau o linie ca să ducă să dea pe mal, deci. Păi joacă și în zona malului? Da, da, rău, rău de tot. Ah, deci în ziua aia... Aici facem linie și acum. Are domnul Gabi, aici una rătăcit. Păi uite linie cu așa, de o blete? Da. Dar n-are buldo. Să facem ăla. Să face și buldo. Stai până vedem pe aia să legăm buldo aici. Mulțumesc, mulțumesc. Adică materiale să aibă. Restul. Mai venim toate două, convertim jumătate din slatină la, la muscă. Le convertim? Da, se convertește multă lume. Ne place doar așa, nu? Auzi, eu vezi, am acolo vreo o gentuță așa maronie. S-ar putea să iam părânie. Să-mi părânie. Alo? Uite aici, mai dăm la pește, am fost la biban, dar am luat numai mici. Și acum suntem la Slătioară să intrăm cu barca la oblete. Au luat băieții 22 oblete, dar nu mai dăia mări. Ți-am zis unde am fost eu. La Slătioară. La Slatina. Mai auzit? A, du-te, du-te. Nu, dar cei acolo, du-te sigur. N-a plouat, nu nimica. Faci treabă, du-te acolo. Dar dacă ajungi, vezi pe malul ăla, te duci până în râu și tot malul așa, o să sară. Da, da. Pe curbura aia până în... Până în... Da, mai încoadă... Stai puțin de... Cum îi zicem ăla la... De... Bari... Poarta aia de... Poarta aia de fotbol. Înțeleg? Suntem bacile așa mai... Pe niște strâni, când nu mai avem. Dar nu știu ce... Își joacă obletele la greu. Nu vreau să scoare de obletele, nu vreau să scoare de obletele. Nu Nu-ți las fundița și-mi plecat. Acum te duci, păi e nemaipomenit dacă te joci. M-am spus numai de plecat, dacă ei poate vine mai devreme. Dar bagă-i, auzi, bagă-i muscă mare, nu te joci. Ne auzim ce să mă rog. Că sunt peste echipă. Să-mi dau rupsa pe aici. Bagă mașina la mine. De ce și el în spate? Bagă-ți rupsa. Sunt, nu putea să ne rupăm eu unul mai așa. Deci nu putea să rupă dacă avea o jumătate timp, nu avea. Așa. Ah. Dar au fost multe, au, până să-mi atace, să-mi prindă la muscă, au mai sărit vreo câteva bucăți. Dar vezi că ei stau chiar, ăștia foarte mari, stau chiar acolo unde se termină apa. De începe puțin pragul, devine mai lată puțin. Că vine curba aia, deci vine pe sub maluri așa frumos, vine curba aia și după aia se lasă în dreapta jos pe sub malul înalt și, și acolo are apa 2 metri, stai și dai către malul înalt. Da. 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 Ca să-ți dai seama, tu te duci pe drum. Auzi? Tu te duci pe... Ei, când ajungi la capul drumului, tu o iei în jos și pescuiești în jos. Toată aia până pe curbă în jos. Dar aia cei mai mari ne-au tras acolo. Și aici au tras foarte mari, că nu-i prindeam. Deci musca de 12-lea mică, nu-i prindeam. Ei săreau. Dacă săreau pe buldo. Da, mă, Florin, poate la tehnica ta, de eu când jucam le mai bățuiam în stânga, în dreapta, așa, și nu luam cu cârligele, dacă au gura mare, foarte, dacă ei mânca buldo, se repeza în buldo, care buldo are 7-8 cm alb,
Și ei se repezau în buldo, să mănânce buldo. Când trăgeam să joc muștri, ei mânca buldo. Păi ăia nu mai sunt de 400 de grame, spui eu. Sunt de aia bătrânii, dar și se ridică așa frumos, să ieșiți repede. O să-ți placă, vreau să mai mă duc și eu acolo. Vezi că am găsit o locație mișto. Mi-a zis un băiat din București, la kilometru 70 pe Dâmbovnic. Auzi că ăia la 700 de grame se vezi la soare și ăia de închis jumate sunt mai retrași puțin. Pe Dâmbovnic, dar în jos, pe la Vișina acolo. Mergem o dată. Da. Păi, dar nu aici. La... Așa. Da. Omul ăsta a fost la grătar. A zis că are și 2 metri, omul ăsta mi-a zis. Că m-a sunat azi. Păi sunt locuri, îți dai seama. Clen mare, auzi. Probabil că au ieșit acum. Cum? A, da, cu petrochimia asta, că a închis-o. E nemaipomenit. E, dar ei s-au dus la grătare și au văzut ce e acolo, cum se plimbă pe la suprafața apei. Că e perioada acum, nu au știut să se plimbe. Și omul mi-a zis, e frumos, de, e mai departe, dar merită să te duci. Acum... Pe Walter numai la oblete, dacă îți place, dar la oblete, spectacol. Da, păi n-ai la ce. La Bibana, da, noi n-am prins mare deloc. Caraz, da. Ci că e aici, așa să văd de seară, că prietenul a zis Mihai că de seară să ia de la 400 de grame în sus. Au luat niște prieteni de-ai lui la mămăligă cu plută cu listant. Și stau și de seară, că tot stau, zice că mănâncă mai înserat. Și o să dea, eu nu dau, că nu sunt pregătit așa cu asta, da. Da, eu sunt singur, nu mai iau nebunie cu mine. Acum stau de grijă lor. Aia, casă, aia. Știi ce liniștit stau, nici n-am treabă. Nu văd de treabă. Adică sunt cu prietenii de Slatină de aici, pescuieșile. Le drag, am învățat cu buldo pe aici și le drag să pescuiască. Da, au pește, deci dacă vii odată aici, este crimă și pe nea. Simți că ai pescuit. Spectacol adevărat. 2, 3, odată, scapă unul, ia ăla, deci, ma, și să vezi ce, dar știi care, de ce așa ceva pește? Că mi-a zis prietenul Mihai, este jandarmeria deasupra, pe deal, și nu prea să complică mafia drogurilor cu asta. Că dacă era în sălbăticie, stai seama, nu mai găseai tu pești, nu mai găseai. Da. Bine, Florin, du-te acolo și fă treabă. Hai, te-l întins pe ta. Campionul Florin Ghimijliu se duce la Recea și el se pescuiască la Clen. Azi locația și e drag și lui. Lui a fost drag mai înainte, că el m-a învățat pe mine. După aia m-am îndrăgostit și eu. Acum s-a îndrăgostit și Mihai. Mai trebuie să leagă și el, nu știu. Ce vârstă ai, Mihai? 30. Eu 41. Aaa, trebuie să te apuștat, delegat, uite. Înveți de aici, de la Gabriel. Învățăm acum, luăm filmarea și... Înveți de aici, de la Gabriel, uite de cum le face. Se iasă frumoasă, vedem ce te înveți. E gata, bine strâns, călit ca lumea. Faci treaba ca lumea, ca să te caute clienti. Altfel nu te-ai caut. Dacă cad fulgi de pe ele sau dacă se învârte, e ca elicea, ca elicopter, să arate ca alea, nu te căut și n-ai nici câlii bun. De fapt, ăsta e câlii bun, dar dacă nu te ajută lucrătura, nu o să rămână intactă cum ai conceput-o, să rămână gâza-gâză. Știi ce zice? Mai încercăm pe la alții. Dar trebuie să faci, trebuie să ai ambiție să faci. De ce alții poți și nu?
Mai vin unii și spun, nu domne, fă-le așa, domne, să mai desfacă. Păi ce domne, le faci să mai desfacă? Dacă vrei să fac să mai desfacă, găsește în China. Trebuie să-ți ții calitatea sau să o îmbunătățești. Nu să o strici. Să fie omul mulțumit de treabă. Dacă într-o zi de pescuit ia 5 kg, să fie omul mulțumit și l-a ajutat mult. Mai ține 2-3 partide. Să ia 20 de kg la o partidă. Ia 20 de kg la o partidă și reține 5. Ce, nu e nimic ilegal, nu? Atunci omul să fie super mulțumit. Gata, am făcut 4 muște. Astea sunt muștele. Am conceput eu acum. Așa cresesc. Uite, băieți. Vezi și tu doi băieți aici care sunt super satisfăcuți cu tot. Uite, băieți, tot fie. Dar nu, pește nu. Nimic. Nimic, a? Pescar de parașut. Pescar de parașut, nu?